Bună copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Regulile fericirii. Textul de memorat îl găsim în Exodul, capitolul 20 cu versetul 6. Mă iubesc și păzesc poruncile mele. Dar înainte să începem povestirea noastră, haideți împreună mânuțele și să facem micuța noastră rugăciune. Scump Iisus, îți mulțumim pentru Bibliile noastre. Ajută-ne să învățăm mai mult despre cât de mult ne iubești. Amin. Când Iisus a făcut lumea noastră, le-a dat lui Adam și Evei niște reguli ale fericirii. Și Avraam și Isaac le-au învățat. Tăticii și mămicile care îl iubeau pe Iisus i-au învățat pe băieței și pe fetițele lor regulile fericirii. Dar unii oameni nu au învățat regulile fericirii. Poporul lui Iisus, care locuia în Egipt, uitase regulile. Iisus voia ca ei să fie fericiți, așa că le-a dat regulile din nou. El a scris regulile pe două pietre și le-a dat lui Moise. Iisus le-a scris pe piatră pentru ca nimeni să nu le poată schimba sau șterge. Învață pe poporul meu regulile fericirii, i-a spus Iisus lui Moise. Spune-le mămicilor și tăticilor să îi învețe pe băieți și pe fetițele lor. Ei vor fi fericiți dacă ascultă de aceste reguli și vor fi păziți de acțiunile lui Satana. Iisus a scris primele patru reguli ale fericirii pe o piatră. El ne învață să îl iubim pe Dumnezeu cel mai mult. Ne învață să ne aducem aminte de sabat, ziua specială pe care a creat-o Iisus. Câte reguli ale fericirii sunt pe o piatră? Sunt 6 reguli. Ele ne învață cum să-i facem pe ceilalți oameni fericiți. Îi învață pe băieți și pe fetițe să asculte întotdeauna de părinți. Ne amintesc să nu le facem rău celor din jur și nici să nu le adresăm cuvinte urâte. Ne învață să spunem mereu adevărul. Ne arată că nu ar trebui niciodată să luăm nici măcar să ne dorim lucruri care le aparțin altora. Aceste reguli sunt foarte importante. Ele sunt ca luminile semaforului pentru viețile noastre. Ați văzut vreodată un semafor? Cam așa arată. Lumina roșie spune, trebuie să te oprești. Lumina verde spune, poți să mergi. Și lumina galbenă spune, ai grijă. Dacă mașinile nu opresc la lumina roșie, se pot ciocni unele de altele și apoi ar fi răniți oameni. Regulile traficului ne ajută să fim în siguranță. Sunt reguli ale fericirii pentru drum. Avem reguli ale fericirii și acasă. Când mami și tati vă roagă să ascultați sau să nu atingeți ceva, aceasta este o regulă a fericirii. Mami și tati nu vor să vă răniți. Ei vor fi ca voi să fiți fericiți, în siguranță și amabili. De aceea vor ca voi să fiți ascultători. Lui Satana nu-i plac regulile fericirii. El vrea să ne facă rău, așa că ne ispitește să fim neascultători. Dacă mami și tati vă roagă să faceți ceva, Satana vă ispitește să vă bosunflați și să vă voietați. Iisus ne iubește și vrea să fim fericiți. De aceea a făcut regulile fericirii și de aceea ar trebui să le ascultăm. Știți câte reguli există? Câte degețele aveți la amândouă mânuțele? 10! Deci, regulile fericirii sunt cunoscute și sub numele de legea lui Dumnezeu sau cele 10 porunci. Sunt scrise în Bibliile noastre ca să nu le uităm. Asta zice Biblia despre regulile lui Dumnezeu. Haideți să citim Proverbe, capitolul 29 cu versetul 18. Ferice de poporul care păzește legea! Ați vrea să-i mulțumiți lui Iisus pentru că ne-a dat niște reguli atât de minunate? Ați vrea ca Iisus să vă ajute să le respectați? Haideți împreună mânuțele și să spunem rugăciunea.
Îți mulțumim, Iisus, pentru regulile fericirii pe care ni le-ai dat. Îți mulțumim că ne ajuți să le ascultăm. Te iubim foarte mult! Amin! Colțul părinților. Biblia ar trebui să fie primul manual al copilului. Din această carte, părinții trebuie să dea instrucțiuni înțelepte și divine. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie regula vieții. Prima lecție pe care copiii trebuie să o învețe este că Dumnezeu este Tatăl lor. Această lecție ar trebui să le fie transmisă din primii ani de viață. Părinții ar trebui să realizeze că sunt responsabili în fața lui Dumnezeu să le facă fiilor și fiicelor lor cunoștință cu Tatăl lor ceresc. De la început, este de datoria lor să își învețe copiii importanța ascultării de legea lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu este dragoste trebuie transmis prin fiecare lecție. Fiți binecuvântați, Domnul cu voi!